În București suntem, iar locația care, iată, ne este gazdă, fix așa se cheamă, Rockabilly, este în centrul vechi și ne va fi gazdă 20 de minute de acum încolo. Vizionare plăcută! Bucată dintre cei doi asociații ai locului, proprietari ai locației. Îi zic salut și îl întreb și cum se cheamă. Salut, salut, mă numesc Cristi și sunt unul dintre acționari. Cei doi, unul dintre cei doi, motocicliști. Cei doi motocicliști. Rockabilly așadar. Frumos, foarte mișto ideea, îmi place, cumva vine și aduce un surplus ideii de petreceri din această zonă a centrului vechi și vin și te întreb exact în centru vechi, Rockabilly unde se află? Rockabilly se află pe strada... Sau Rockabilly, cum vrei. Rockabilly se află pe strada Covaș numărul 4 în centru vechi din București. Ce capacitate aveți? Noi avem o capacitate medie, undeva la 80 de locuri în interior și o terasă cu 70 de locuri. Rockabilly, pe lângă ceea ce înseamnă muzica de gen, există și mâncare, și mâncare bună. Există și mâncare, mâncare bună, avem burgeri, avem coaste, avem preparate specifice și voie bună. Așadar, mergeți pe linia de bucătărie rock and roll pub, pe genul ăsta așa. Bucătărie rock and roll pub, bucătărie un pic americană. Rockabilly este un concept american și am încercat să aducem chestia asta aici, în centrul Bucureștiului. Ce va însemna de acum încolo la Rockabilly distracția? Pe ce linie veți merge cu evenimentele dacă veți face așa ceva? Rockabilly este însăși o muzică veselă. Și atunci noi vom face ceva evenimente, ceva petreceri Rockabilly cu temă, cu pin-up girls. Avem de gând să chemăm și ceva trupe de rockabilly. Există? Avem? Avem și noi în România câteva trupe de rockabilly și sunt chiar foarte bune. Trebuie să vă spun despre Sorin și Cristi că ei mai au un asociat și mai au încă două locații pe care o să le vedem probabil în curând. Sunt două locații din două restaurante și se numesc The Roof. Amândouă. Unul unde? Unul este localizat în calea 13 septembrie și celălalt undeva în zona Mall Vitan, exact pe calea Vitan numărul 23. Ăsta e Sorin, da? Ăsta e Sorin. Cel de-al doilea asociat de aici. Salut, Sorin. Salut. Ai vrăjit femeia sau nu? E vrăjită deja. E cu mânuța aluată? Da, mai n-am cum să o vrăjesc. Doi oameni drăguți. Se poate.
E tot ce se poate. Da, da, da. Felicitări din capul locului. Am spus și lui Cristi, ți-o spun și ție, că ai stat retras, dar n-am vrut să te las retras. Ai vrut tu să dai cu sub semnatul la Chiula, la Chiuli, dar nu ai ieșit. Te-am prins, îmi pare rău. Felicitări, bravo că ați îndrăznit, că ați reușit să puneți pe picioare un astfel de loc, care i-am spus și lui Cristi, e pe un trend ascendent, pentru că ideea de rockabilly a revenit foarte tare în actualitate, spre marea mea surprindere, recunosc. Și probabil, din punctul acesta de vedere, în România sunteți pionieri. Lucrurile bune nu se vor pierde niciodată. Conceptul de rockabilly este destul de vechi. Noi nu suntem pionieri. Pionieri pe ideea cel puțin centrul Bucureștiului, centru vechi, Românica, că e prima și singura deocamdată locație pe genul de rockabilly. Am vrut să aducem un concept care lipsea pe piața din București, pe piața din România chiar. Din ce știm noi, singurul oraș care beneficiază de conceptul ăsta de rockabilly e Brașovul. Acolo oricum tot ce înseamnă rockabilly e un pic mai vechi și din cauza asta... Probabil nu foarte bine pus în valoare pentru că n-am auzit. Posibil. Oricum, fiind un concept vechi, e un pic... Se schimbă... Hip-hop e considerat noul rockabilly și atunci noi fiind mai old school așa am ales să încercăm să aducem la viață conceptul de rockabilly. Felicitări încă o dată amândorora, mă bucur că v-am descoperit, mă bucur că, iată, sunteți la un început de drum frumos pe care îl aveți în față, în această zonă de centru vechi bucureștean și mi-aș dori de acum acolo să văd că explodați cu această poveste și că plecați poate cu ideea de rockabilly și în alte zone, nu numai a Bucureștiului, poate și în alte orașe din țară. Și noi îți mulțumim pentru vizită și ne dorim același lucru ca și tine. Succes mult! Mulțumesc mult! Și clienți mulți! Așa să fie, ar trebui să fie, nu? Și mâncare bună! Mulțumim frumos, asta vrem, asta facem aici, încercăm să avem numai clienți fericiți și mulțumiți. Rockabilly a fost gazdă, următoarea prezentare și următoarea poveste când o să-i vedeți poate alături de celălalt asociat. De Gianni. Așa, va fi probabil la cele două rooftop-uri pe care ei le dețin în București, dar asta la momentul oportun, la momentul potrivit, probabil săptămâna viitoare. Până atunci însă, de aici din centrul vechi, de la Rockabilly, v-am pupat, rămâneți cu noi, cu Music Channel, cu Club Zone și după o scurtă pauză publicitară, negreșit, revenim și probabil cu siguranță de pe undeva, de prin țară. Rămâneți cu noi, vizionare plăcută. Mersi încă o dată foarte mult. Mulțumim frumos, ne pare bine că v-ați simțit bine la noi în primul rând. Mulțumim tare de vizită și te mai așteptăm. Cu drag oricând. După pauză, revenim.
Cred că v-ați bucurat, da, de ceea ce ați văzut și în această săptămână, în această nouă ediție, nu de alta, dar vreau să vă arăt și eu broderia. Mi-am pus busuioc în păr, măi, să-i placă lui nebunului. Măi, bun. O iau razna, dar asta datorită faptului, nu, că se tot poartă broderiile, am zis să fim cumva întregi și subsemnatul să fie întregi, în fine. Ok, ați văzut o ediție drăguță, sper. V-a plăcut, cum de altfel v-au plăcut și celelalte ediții, cel puțin săptămâna trecută chiar ne-ați surprins. Vă mulțumim pentru audiențe, ne înclinăm și ne bucurăm. Iar acum, vă reamintesc modalitățile de a da de noi dacă vreți să intrați în contact cu noi. Tastați pe Facebook Mircea Zara, Mircea Zara Oficial, Club Zone România sau Music Channel. Pe Instagram la fel, Mircea Zara sau Club Zone România. Pe Snapchat, că este în trend Snapchat-ul ăsta, m-au omorât toți cu nervișorii cu acest Snapchat, dar este în trend, se poartă. Pe Snapchat tastați de asemenea Club Zone România sau Mircea Zara. Nu uitați de cele două relori de asemenea, duminica și miercurea de la miezul nopții. Iar arhiva emisiunii stă bine, mersi, pusă la punct de bunul meu prieten și coleg DJ George A. Atât pe Facebook, dacă e să căutați, și căutați, dacă vreți, Music Channel in your city, sau pe YouTube, canalul Music Channel in News Club Zone România. Ce are echipa Club Zone de făcut în acest weekend, ca să nu termin și să vă spun așa tai-tai, fără să vă dau detalii despre ceea ce noi avem de făcut în acest weekend. Fix în această seară, vineri fiind, plecăm către Craiova, pentru că acolo avem parte de o deschidere de locație nou-nouță în frumosul centru vechi al Craiovei, și anume London One este locul, London One Pub este locația care ne va găzui și care din această seară își deschide porțile pentru distracție acolo în centrul vechi al Craiovei. Iar mâine, sâmbătă 27 mai, Club Zone pleacă către Coloșvarul lui Boc și acolo vom petrece într-o locație foarte frumoasă în piața Muzeului din Cluj, mai exact la Charlie Pub. Așadar, avem treabă în acest weekend, iar săptămâna viitoare, nu vreau să vă spun, vom avea mult de alergat, ce drept, pe partea moldovenească a țării, pe zona Moldovei, vom pleca săptămâna viitoare. Dar despre asta vom vorbi săptămâna viitoare, vineri, desigur, începând cu ora 23. Până atunci însă, un weekend miropolant, v-am pupat și vă ador. Și săptămâna viitoare ne revedem. Ciao!